Hai să o imităm pe Ioana. Dark. Nu aia originală, una de pe la noi. Așa. Facem poveste pentru copii mici. Era creasa zăpezilor. Din Columbia. Mai era unul cu barbă. Nu știu ce culoare avea, dar îl durea în cot. După aia era unul cu un pișcot și altul trăgea tare de un pahar, nu știu de ce, habar n-am. Bine că ia să zăpezilor. Ce bună viața! Ăla. Și eu pot și mă doare în cot. Ăla, a, eu ronțăi la pișcot. Alo. Venea unul altul. Asta este neidentificat. Bă! Uite, să mor eu că ți arăt ceva. Direcția asta. Creasa. A. Vorbești de cele lumești? A. Și mie îmi spui povești? Doar mi-o vei arăta și eu trebuie să fiu creasa ta? Ăla, bă, fată, ăsta e demo. Îți demonstrez ceva. Ce, dragă? Că-ți pot arăta și cu mâna asta. Deci numără. Un, doi, trei. Vrei să o iei? Cum o iau? Cum vrei tu. Pe bune. Ăla, bă, pe mine mă doare în cot. Ăla altul rodea la pișcot. Bă, n-ai terminat pișcotul. Nu, că e lung al recu. Nu pot să ajung la capătul celălalt. De ce? Mai îmi trebuie ceva. Ce? Șampania aia. Păi, domnul, de la magazin. Dar poate iau un rimpelin. Și cu pișcotul ce faci? Bă, trec la alte chestii. Ce? Bag sifon sau apă minerală, bag un șpriț și după aia să vezi. Ce? Nu știu, omit eu ceva și o comit. Cum? Căderea. Și după aia merg în patru labe. Creasa, ce ai zis? Nu, povestea ceva. Nu ziceam. Doar spuneam. Din ăla. Hai, fată, odată. Ce stai aici la taclare? Vrei să dăm ce? Dai în damblare? Păi, dar mie îmi place cu trei odată. Ce ai zis, fată? Păi, m-ai învățat să număr pe la trei. Ce vrei? Haide, pa! Am spus povestea așa și era. Și am început să călăresc, 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 așa. Și nu mai mă gândesc, nu mai mă gândesc. Ah, s-a terminat povestea.